filmări, nu ești obosită? Sunt momente în care mă simt obosită, momentele în care intervin și perioadele în care sunt liberă și mă trezesc că de fapt sunt foarte recunoscătoare. Mai am și campanii de făcut în online pe Instagram și mi s-a întâmplat să mă duc 2 zile într-o vacanță și să-mi intre campanii. Vezi că în 2 zile trebuie să filmezi și asta și zic, e bine și sunt recunoscătoare, dar în mai, fiind o lună în care am avut și filmări și prezentare la Fashion Week la Iași și plecări, m-am simțit obosită, am simțit puțin că trebuie să fac ceva pentru mine și că nu o fac, adică mi s-a întâmplat să-mi zic am zi liberă și o să curăț toată casa, să fac o curățenie generală, adică... Acum trebuie să te întreb dacă ai timp de iubit sau de relații sau de ieșiri, de date-uri. Nu am atât de mult timp pe cât mi-aș dori, am mai avut anumite încercări, am avut o încercare de relație, la un moment dat au venit discuții că eu puteam seara să ajung 2 ore și nu puteam să ofer atât de mult din timpul meu, nu puteam să facem lucruri, eram mai mult plecată, este într-adevăr un impediment când ești la începutul relației, pentru că dacă aveam o relație de ceva timp, se întâmpla să am această perioadă, era mai ușor, dar în rest eu înțeleg și din partea cealaltă că îți dorești să fii acolo cu omul cu care ești împreună și cu care vrei să construiești ceva și e un pic mai greu pentru mine, dar nu tot timpul e așa de bine pe plan profesional, deci cred că o să mai am liber și poate și date-uri. Ai simțit cumva că trebuie să alegi între profesie și partea aceasta amoroasă? Nu am simțit pentru că pentru mine cred că niciodată nu o să fie o posibilitate să aleg între cele două pentru că sunt atât de diferite și atunci aș vrea de fapt să am înțelegerea din partea amoroasă și dacă nu este înțelegerea înseamnă că nu simt că trebuie să iau o decizie, adică e deja luată decizia de partea cealaltă. Eu îmi doresc să fie o parte amoroasă care să înțeleagă, înțeleg că e mai greu la început și nu e tot timpul așa, pur și simplu nu am reușit, nu s-a nimerit să găsesc persoana potrivită și nici nu prea mai am unde să cunosc, pentru că dacă sunt mai în repetiții, la repetiții niciodată nu fac ceva cu cineva din echipă, că nu-mi doresc să existe discuții după probleme, chiar nu vreau, nu știu, acum dacă o să fiu și eu ca Brad Pitt și Angelina Jolie la un moment dat, cine știe, dar eu cel mai mult m-am ținut departe. Dar nu întâlnesc, nu știu, acum am la un festival, la o petrecere, nu pot să zic că pentru mine cel puțin nu prea la o petrecere nu mă gândesc e locul, mă gândesc să mă duc poate într-un retreat, poate ceva cu sport, poate yoga, poate la sală, să știu. Deci ar plăcea să ai așa un bărbat spiritual lângă tine? Mult de tot. Serios? Da. Dar și tu ești din ce știu. Da, da, și mi-ar plăcea mult de tot să am pe cineva și chiar am întâlnit pe cineva așa la un moment dat, dar a fost impedimentul că nu stăteam București. Și atunci... Și unde l-ai cunoscut? Nu spune că într-un retreat. Nu, urmăream niște băieți și am văzut că îl postau și pe el și am zis, cine e băiatul ăsta drăguț? Și am intrat pe profilul lui și, la un moment dat că a văzut că îi dădeam like-uri și așa, mi-a scris el. Și ne-am întâlnit când am avut eu spectacol în Cluj. Ok, deci băiatul care se uită... Știi acum că vorbim despre el, da, pentru că este din Cluj. Deci nu funcționezi pe principiul că extremele se atrag. Crezi că dacă ați fi amândoi spirituale, ar fi o relație mai armonioasă? Ar putea fi armonioasă dacă am fi... dar în primul rând, mai ales în contextul respectiv, era perfect dacă eram în același oraș, că nu merge la distanță la început pentru mine. Am crezut că merge... Nu merge deloc. Nu, e focul ăla care se pierde, nu poți să ieși la date, nu poți să mergi la film, nu prea funcționează. Am încercat, n-a funcționat. Dar ce înseamnă pentru tine un bărbat spiritual? Să faceți împreună yoga, să vă citiți mantrele, să dați cu Palo Santo? Cu mantrele, nu cu Palo Santo, da, am și făcut asta. Yoga, da, am fost chiar și la sound healing împreună. Da, îmi place cu boluri tibetane? Da, cu mai multe, da, exact. Și în principal sport, până la urmă partea asta de spiritualitate se îmbină cu partea de a avea grijă de mintea ta și de corpul tău. Și da, îmi doresc pe cineva care să fac sport împreună și am întâlnit. Adică acum este un lucru care se întâmplă când mă văd cu un băiat, nu am grijă la chestia asta, dar nu ne-am potrivit ori cu oraș, ori am mai avut încercări cu cineva care era tot un flăcărat și erau foarte multe certuri.